Ascultați aici, ascultați. Oh. Oh. Da, și pâinica am scos aici. Încă este caldă. Rețeta de pâine de casă fără drojdie. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Cum v-am promis, astăzi o să vă arăt o rețetă de pâine de casă fără niciun gram de drojdie. O să o pregătim cu maiaua noastră care am pregătit-o. Și dacă n-ați văzut rețeta de maia, intrați în YouTube la Sebi Acasă și căutați maia de casă făcută de Sebi. Și haideți să vedeți ce pâine scoatem noi astăzi cu această maia, da? Începem și vă prezint ingredientele. Haideți să vedem ingredientele. Am aici maiaua de casă. Sunt 250-260 de grame aproximativ. Dar vedeți? Maiaua bine activată. Are un miros extraordinar. Se simte deja la miros. Punem maiaua de casă. Punem apă. O să vă spun exact cât apă. Pun 500 de grame de făină. Să nu uit. Îi punem sare. O linguriță. Două lingurițe de sare. Și îi adăugăm apa. Apă călduță. Ca să fermenteze mai repede. Și le amestecăm. Acum o frământăm bine. Vedeți cât de moale am lăsat aluatul. Eu am folosit 350 de mililitri de apă. Aproximativ. În funcție de făină. Da? E o cocă frumoasă. Le punem aici în castron, punem puțină făină pe fund, așa, să nu se lipească, puțină făină și pe deasupra și o acoperim și o lăsăm aici la dospit, să-și dubleze volumul. Haideți, eu strâng pe aici, vă dați un like, abonați la Sebi Acasă și da, ne vedem imediat. A trecut aproape o oră, am lăsat-o aici, acum o scoatem, așa, o scoatem și o împăturim, așa, o facem ca pe plic, vedeți? De două ori, de trei ori, așa, și o las încă o dată aici la dospit, aproximativ încă o oră. Gata, a trecut încă o oră, aproximativ, uitați cum a crescut a doua oară, uitați ce frumos, ce a luat frumos, avem și acum, o luăm și facem la fel, o împachetăm așa, în formă de plic, parte. Pe alta. Îi dăm forma așa rotundă. Ce vreau să vă spun? Acum dacă vreți pentru o calitate cât mai bună, puteți să luați aluatul și să-l lăsați la frigider peste noapte, cum am procedat la rețeta de pizza. Și mâine îl scoateți, îl lăsați iar să fermenteze odată, formăm pâinea și scoatem un rezultat mult mai bun. Eu acum o să-mi pun un pic de făină aici, puțină făiniță așa. Și-l las aici. O lăsăm aici la dospit până își dublează volumul, da? Cât este nevoie? O oră, două, de cât avem nevoie. Imediat o să vedeți ce pâine am lăsat aici. Exact 45 de minute. Acum îmi iau un cuțit bine ascuțit și îi facem așa, o tăietură. Fac aici într-o parte, așa, în felul acesta. Când se coace, iese aerul din el. Aveam eu pe aici un fâs, un puf, îi punem puțină apă doar pe deasupra așa, să fie umed, puțină apă. Și îl introducem la cuptorul preîncălzit, în cazul meu 200 de grade temperatură de sus și de jos. Da? E un cuptor, i-am pus un vas cu puțină apă, da? Ca să facă abur, să crească, să se coacă la abur, să o facem mai crocantă. Să vedeți ce pâinică bună scoatem de aici. Haideți să vedem cât timp stă la cuptor. Am lăsat-o la cuptor exact 45 de minute, căldură de sus și de jos, fără ventilație în cazul meu. Haideți să o lăsăm aici puțin să se răcească. Wow, ce fain aici! Și trecem imediat să o tăiem, să vedem ce am obținut noi aici. Aici avem pâinea noastră fără drojdie. Și de tot, dar nu mai am răbdare ca să o probez. Haideți să vedem, ia ascultați aici, ascultați. Uleu, ia uitați-vă la ea. Uitați ce pâinică am scos aici. Încă este caldă. Vedeți? Să lăsăm să răcească bine ca să poți să o tai. Aceasta este pâinea noastră fără drojdie. Eu am mai probat-o zilele trecute și îmi ține până la 4-5 zile. Este la fel de proaspătă, da? Ua, este nemaipomenit de bună. Haideți să tai o felie. Așa, nu pot să tai așa. Ia uitați, felioare. Ia uitați, încă e caldă, mă arde. Op! Ia uite,
Uitați ce pâinică, ce pâinică frumoasă am scos noi astăzi de aici. O vedeți? Pâine fără drojdie, by Sebi acasă. Poftă bună, prietenii mei gurmanți, pe viitor o să vă prezint și rețeta de cozonac fără drojdie, cu această maia care am prezentat-o și vă invit să vedeți dacă n-ați văzut rețeta de maia. Ne vedem într-un nou video, prietenii mei gurmanți, nu uitați, sunteți iubiți, ca pâinea caldă, ia uite!